Salutare, hutinașilor, suntem aici cu Mieluțu Aurel. Deci aici pe felie Mieluțu și purcelatul Aurel. O să mergem aici să prindem niște pungași așa, să vedem ce se mai întâmplă în orașul nostru, pentru că acesta este orașul nostru și noi nu vrem să lăsăm aici răufăcători. Deci vrem să prindem tot ce e rău în acest oraș. Și să nu uitați și de Instagramul meu, să mergeți acolo, primul link din descriere. Mergeți și apăsați acolo follow ca să fiți la curent cu tot ce fac eu, pentru că acolo postez tot ce este nevoie. Așa că hai să-i dăm bice, Mieluțule. Mă lasă și vocea, colegul. Lasă purcelatul, că așa se emoțiile de început. Du-te lângă portbagaj. Stai numai puțin, colegule, așa, bun, ok. Hai să deschidem. Am deschis portbagajul. Sorry, hai să facem sincron. 1, 2, 3, hâț! Ăla-i ticule, sincron! Ce ne luăm noi? Hai să ne luăm arma asta, adică armă, nu pot să zic armă. Hai să ne luăm speed gun-ul, adică să putem verifica cu ce viteză umblă oamenii pe aici prin oraș și să le dăm o amendă dacă cumva nu se încadrează în viteza care trebuie. Urcă-te, purcelatule! Stai că acum mă urc! Stai puțin, Mieluțule, colegu! Uite, am primit de primit și tu? Da, hai să-i dăm. Am acceptat și eu. M-am pus, aoleu, hai că se bată ăștia, colegu! Du-te, colegu, du-te! Nu, îl folosim după aceea, vedem noi. Unde mamă, e undeva în spate, întoarce, colegule, unde mergi? Stai, stai, acolo mergem. Mamă, se bate ea ca Curie acolo. Deci se bate doi, colegu. Fiecare îl ia pe unul. Și nici nu mi-a mâncat bine gogoașa. Acum și trebuie să mă bag să-i despart. Eu nici n-am apucat să beau cafeaua, nimic. Mama mia, păi. Nu m-am mai băgat și în ăsta, uai, că știu să conduc bine. Merge mașina, colegu. Colegu, ce ai făcut? Merge. Ce s-a întâmplat? Merge, dacă îți trece. Hai să ne dăm jos, puțin să o împingem. O mers, gata, stai să mă pun. Aolo, hai, dă-i. Dă-i, colegu. Promit că nu mai fac argine, colegu, da. S-a băgat colegul direct în hidrantul acolo. Hai, colegule. A, uite că-s chiar aici pe plajă. S-a aici pe plajă, oamenii. Ia să vedem despre ce este vorba, colegu. Ia uite, bă, ăștia ce-și dau. Au loc, am sărit din mașină. Unul fuge, merg eu după... După cine? Tu mergi după gras? Hai că eu îl prind pe grasul. Bun, eu fug după ăsta. Ok, bine. Ciocardele-ți vin aici. Stai să-mi pregătesc arma. Mi-am pregătit electroșocul. Sale, ciocardele-s. Bă, ăsta au luat-o prin zid. Frate. L-am prins și eu. I-am dat. Direct între buci i-am dat. Și eu tot între buci. Direct între buci. Stai, mă. Ce fuge ăsta, mă? Stai să vedem. Acum îl încătușez și eu. Îi băgăm așa. De fapt, nu, stai că prima dată îl verific și după aceea îl încătușez. Aoleo, care și armă, colegu, o băut și alcool. Colegule. Aoleo, stai să se punem direct cătușele, că ăsta a încălcat rău legea, frate. Bun, no, hai să îi dăm drumul. Stai să vedem așa. Și hai să vedem, îi dăm un alcool test, să vedem cât o băut. Cum îl cheamă pe al tău? Cum, avea alcool la el, mă. Da, avea alcool, dar nu l-a băut. Cred că se băteau pe alcool ăștia, mă. Am înțeles. Pe ăsta îl cheamă Milton Scott. Ia să vedem cum îl cheamă pe ăsta. Pe rău păcătorul ăsta, request, ia să vedem. Nu, ăsta e transportul. Ia să vedem așa. Ask for ID. Andrew Hogan. Deci Milton Scott și Andrew... Am înțeles, Andrew Hogan. Ia spuneți, tovarășilor. Andrew. Andrew, care a fost problema ta de te-ai bătut cu fratele, cum ai zis că îl cheamă, colegul? Da, să mă arce ori de Milton Scott. Milton. Scott, acum puram la tine și îți dau cu el. Ce ai avut cu acest infractor de față, Milton? Practic, sunteți amândoi niște infractori. De ce v-ați bătut? Mamă, că îți dau cu bastâlca. Știți că după legea 222 din articolul 445 nu aveți voie să vă bateți în public pentru că o să fiți arestați pe viață? Aveți grijă că eu sunt polițistul rău și colegul e polițistul bun cu articole cu tine. Eu vă dau direct cu bastârca. Exact. Dacă ajungeți pe mâna colegului, aoleu și vai de capul vostru. Eu nu l-am, nu m-am uitat ce are la el. Hai să vedem, Milton, ce ai la tine. Stai puțin, hai să-i dăm follow, hai să vină după noi. Stai că eu nu l-am. Mișcă-te, grăsanule. Aoleu, avea armă și alcool. Aoleu, păi și ăsta are la fel. Mamă, le-am confiscat. Ia uite-l cum vine. De fapt, ce, mă, uite că se mișcă prea încet. Hai să-l iau pe sus. Îl iau pe sus, colegule. Am vrut să-l chem după mine, da. I-am dat așa frumos grab și hai să-i ducem la mașină, că nici al meu n-a băut, dar
mai avea alcool la el. Iau pe sus și gata, hai cu el. Și nici măcar nu ai voie la noi în oraș să te plimbi cu alcool în buzunar. Mai ales la ora asta. Practic, exact. În plină zi, tu te, plimbi cu alcool în buzunar. Dacă vine un copil de hai să-i ducem colegul. Milton, ce părere ai, nu? Hai să-i ducem colegul. Nu, că Milton deja se vede că e supărat, are o față de... Câți ani zici să le dăm de, răcoare? Că ar fi bine să stea puțin la răcoare. Din cauza, sincer, fii atent. Deci din cauza faptului că au băutură la ei, așa? Nu i-aș da. I-aș da amendă, dar au armă la ei. Aia e problema, da. Dacă îmi pușcă pe cineva. Îți dai seama. Cum să pun, bă? Colegul nu mai știu unde ne-am lăsat mașina. Uite aici, coleg, hai să băgăm un pas alergător, că ți-arăt eu. Mă, deci așa, opa, așa hopa, ceva, hopa. Ia fugi, mă, ia fugi. Stai, că văd că o scăpat ăsta, o vrut să fugă de mine. O vrut să fugă? Mamă, de nu pot să fug. A, stai, stai numai puțin. Ia, bă, ce faci? Stai, că-i dau electroșocuri. Bă, figură. Gata, acum vin, haide. Așa. Haide, că l-am luat, deci l-am luat cu mine. Deci eu propun colegul, se dă între 2 și 4 ani pentru posesie de armă. Având între 2 și 4 ani? Și exact. Eu zic să le dăm 5. Ca să fie sigur că nu mai scapă deci prea curând. 4 ani pentru posesie de armă și încă un, și încă un an pentru bătaie. Okay. Exact, bătaie în public. Eu îl bag aici în spate pe al meu. Stai să-l bag și eu acum. Colegul. Hai, Miltone, și cum îl chema pe al tău? Acum îl pun. Aoleo, nu mă lasă să-l pun aici. Cum să nu, colegul? Ia că-l iau eu dacă nu și-l bag. Nu vrea să mă lase, colegul. Lasă-mă purceluș un pic. Știi ce facem, colegul, mai bine? Ce hai să bine. Chemăm să vină după ei. Chemăm să, să chemăm colegii, da, că văd că nu vor să intre amândoi. Ia scoate-l un pic tu să văd dacă intră, poate din cauza că e prea gras. Ia. Și n-are loc. Meu, ia să vedem. Ia, nu vrea să mă lase, colegul. Să eu, colegul, ia. Poate eu nu vrea să mă lase. Data viitoare venim amândoi cu... Să o ia încearcă tu. Ia, colegă, ți-l bag acum în spate. Ia uite, mamă, așa. Cum a intrat ca o intrat, ia uite, ia bagă-l și pe ăsta la acum colegul. Acum îl bag și pe Milton. Hai să vedem, Andrew ben. Și Milton aici. Ia. A, uite, bun. Deci ori încăput amândoi până la urmă. Pe mine nu voia să mă asculte. Dă-i drumul la sirenă, ca să nu avem probleme cu semafoarele și cu mașinile. Purcelatule, îi punem acum la răcoare. Nu o să-i mai vedem. Adevărat, mieluțule, că prea ori încălcat legile și ori încălcat prea multe legi. Am învățat să-și conduc. Bun, perfect. Hai la secție cu ei, purcelatule, mieluțule. Mă gândea la mine și... Hai, mă gândea la mine și mă gândea la tine. Ți-l poți scoate din mașină? Ia să vedem acum. Stai puțin, mieluțule. Hai să luăm. Dăm așa. Frumușel, stai să văd dacă pot să-l iau. Da, da bun, l-am hai. Putut lua. Mie stai doamne, că vin. Hai, să, hai să-i aici. Ducem. Deci 5 ani, frații, fraților infractori. Ca să zic așa, deși nu prea suntem noi frați. Noi suntem, ei nu. Da. Haide să-i băgăm aici. Îl bagi tu primul. Deci l-avem pe Andrew, Hogan, pac, pac. 5 ani. Ăla-i ticule, 5 ani am băgat. Băgăm și la băiatul 5 ani. Milton Scott, ai scos 5 ani ca boieru. Am înțeles, de aici putem să ne facem altceva, dar nu avem nevoie să ne schimbăm jobul. Pentru că ne place jobul nostru. Porcelatul, eu zic să mai intervenim încă o dată. Acum tu ești șeful de... Acum, stai că am dat și eu. Am luat, hai să vedem. Am luat și eu. Ce facem? Ok, stai numai puțin. O, este activitate suspicioasă undeva pe... pe strada... A, acolo, în zona aia. Uite, văd zona. Da. Acum, hai, repede, stai să mă urc. Hai să mergem amândoi cu mașinile. De întâlnire. Că cine știe. Aoleu, aoleu, nu te băga în mine, colegul. S-a băgat în mine colegul. Vezi că aici sunt ganguri, de alea. Bun, stai că acum bine. Aici sunt mafioții, mafia. Îi luăm de surprindere, colegul. Stai un pic, colegul. Dacă ți-ai luat armura la tine, da? Asta pe asta. Da, mi-am luat, am totul la mine. Ok, hai să survolăm un pic. Bun, stai că acum ajung. Hai tu, ei prin dreapta. Ai văzut? Nu, dar cred că știu eu unde stau. Stai că vin, colegul. Uite. Mieluțule, nu te băga. Nu te băga că poate te omoară. Îl prind pe unul. Îl prinzi? Aproape. Stai numai puțin, acum am ieșit, acum vin colegul. Îl prind pe ăsta? L-ai prins? L-am făcut după ăla, vezi că ăsta e imobilizat. Lasă că... Prinde? Stai că vin, unde-i? Unul e imobilizat pe jos, l-ai prins? Stai că-l iau eu acum. Bun, hai că fug după asta, Fuge iară, colegul. Ah, aba, nu uite că se întoarce, o știut bun, el. Am prins. Îi punem cătușele. Nice, asta e femeie. I-am pus cătușele. Ăsta e bărbat. Cred că era ceva de droguri. Cred că făceau stai să vedem puțin, imposibil.
Hai să vedem ce au pe ei. Eu nu par mafioți. Cel puțin al meu nu. Acum îl perchiziționez. Cred că ăla e dealerul al tău. Dar prima dată trebuia să întreb cum îl cheamă. Sincer, are armă, e clar, colegul. E dealer? Păi sigur că asta pare persoană normală și cred că cumpăra droguri de la el. Am înțeles, posibil. Deși nu are droguri la el, poate le-a aruncat repede asta când l-ai prins, poate le-a aruncat repede. Hai să-i băgăm și un alcool test. Ok, bun. Nu băut nimica. Deci vreau deci să o scăpa de asta. Eu am încătușat-o, colegul. Și eu l-am încătușat, bun. Și hai să vedem numele, vreau să-i văd numele. Hopa, stai că am greșit, colegul. Și ea avea armă, colegul. Avea armă și ea? Înseamnă că sunt cârdășie, colegule. 4 ani. Ca... Îl cheamă Alex. Îl cheamă Alex Brox. Hopa. Hopa. Pe-a mea o cheamă Marian. Ok, bun. Hai să vedem. Unde ești, colegule? Bun, alcool test, n-o băut. Dai să-i dau să stea aici, de fapt banul, stai că-i dau grebul că poate că îl iau pe sus. Am prins-o și iau pe sus. Acum le iau și eu pe sus. Hai, colegul. Unde ești? Uite aici. Ok, hai să mergem la mașină. Fiecare la mașina lui. Da, acum mă duc, intru pe dincoace. Hai să vedem. Nu știu care e mașina mea. Ok, asta cred că e a mea de aici. Da, asta stai că vedem imediat. Îl băgăm aici, da. Asta e a mea. Ok, ne băgăm așa frumos. Hai să mergem, colegule. Mergem la secție direct. Tu la cât zici să le dăm? Păi, cât ar veni? Pentru armă, pentru armă între 2 și 4 ani, nu? Dar eu zic 4 ani pentru că sper dubioși oamenii. Ok, hai să le dăm 4 ani. Le dăm și... direct sentință maximă. Hai să mergem. Opa, hopa, colegul, că am dat într-un stâlp. Din păcate nu i-am prins asupra faptului purcelatule. Punem așa. Îi dăm doar 4 ani. Adevărat, le dăm 4 ani, mieluțule. Maxim cât se poate prin lege, că nu putem fi asupra legii. Păi n-are niciun sens, nu? Că noi suntem cu legea, cu ăstea. Dai să parcăm frumos, colegul, mașina. Parchez și eu aici frumos. Acum vin și eu. Ultima misiune pe astăzi, colegul, că după aceea să mâncăm o gogoașă. Băgăm iară gogoșică. Dai numai puțin să parchez și eu frumos. Eu n-am mai dăm așa. Frumos, că vreau să duc repede, că mi-e frică. Cam așa ceva. Nu e puțin strâmbă, dar e bine și așa rău. Pare că nu e periculoasă, dar mi-e frică, colegul, parcă. Păi dacă are armă, bine, oricum practic i-am luat arma. O avut armă, că i-am luat. Da, cine știe, trebuie să fii atent că poate-ți fură chiar arma ta. Păi de asta zic, că e dubioasă. Știi cum zic? Hai. Acum l-am luat și eu pe sus, hai să-i ducem. Deci, Marian și cu Alex. Alex Brooks. Brooks. Alex Brooks și nu știu, pe ea Marian și ceva nu-mi pas oricum. Da, hai să-i ducem. Opa, că m-am blocat puțin în ușă. Vezi că la faza asta se putea împinge noi sau ceva. Da, cred și să scape. Că se zbate. Da, nu colegul, că avem noi act de cojocul lor. Hai, pe Alex. Îl bag acum pe Alex, pac. Brooks. Și semnăm frumușel așa, patru gata. Ani. 4 ani de pârnăiță i-am dat. Deja am băgat 4 ani la răcoare. Marian, Walker. Walker. Hai că o întins de aici. Semnăm 4 ani. Ăla-i, bine, colegul, bravo, încă o misiune reușită. Stăm și noi, stăm aici la fereastră la o poveste. Să mai inspectăm de aici. Deci a fost foarte bine pe astăzi. Deci am prins 4 infractori. 4, data trecută am prins. Păi data trecută am prins 2. Unul l-ai prins tu și unul l-am prins eu. Deci acum 4. Da, și acum am prins 4. Dacă mi-amintesc eu bine, dar mă mai înșeală și pe mine memoria. Pentru că sunt destul de bătrân. E și greu purcelatul. Da, e greu. Dar hai afară că uite geamurile astea, văd că le-o vopsi ca să nu se vadă înăuntru. Da. Să nu vadă publicul, știi? Da. Hai să stăm undeva aici. Cred că mai primim apeluri, dar nu mai, gata, că ni s-a încheiat programul. Și se închidem ușile frumușel. Eu mi-am închis ușa. Te-ai închis ușa. Să te reserv, mai știi? Păi da, dar acum vreau să le închid. Că sincer că mirosea de la... Și vreau să opresc și motorul, colegul. Da. Să oprim și motorul pe așa... Da, știu să-l opresc. Bun, ăla-i. Mamă, ce liniște acum, colegul. Da. Aoleu. În sfârșit aud și eu lumea. Purgelatul și mieluțul au rezolvat... Hai să stăm aici între mașinuțe. Între mașinuțe așa. Da, deci cam ăsta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut acest episod minunat împreună cu mieluțul Aurel, adică Nociv, dacă v-a plăcut să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe, să nu uitați și de Instagramul meu, primul link din descriere. Mergeți și rupeți acolo butonul de follow, pentru că acolo postez tot ce aveți nevoie, să știți acolo să fiți la curent. Și
Vă pupă, fratele Houdini, și ne auzim pe următorul episod. Dacă mai vreți episoade, să-mi scrieți în comentarii. Pa, pa! Și mieluțu, Aurel! Pa, pa, mieluțule! Mă, Civanilor, acum încheiem și noi episodul, că știți că lăsăm pe Houdini.